Vă salut, dragi prieteni, și vă spun bun găsit din nou! Astăzi vă voi vorbi despre mărar. Această plantă dă fermitate sânilor și combate depresia. Mărarul este o plantă cu multiple întrebuințări și beneficii pentru sănătatea noastră. Mărarul este o plantă anuală cu viață scurtă, originară din Asia. Frunzele și semințele mărarului sunt foarte bogate în ulei volatil, bogat în anetol, carvonă, cu aromă puternică, specifică, cu efect pozitiv asupra respirației. Frunzele conțin cantități mici de estrogen. Semințele de mărar conțin ulei volatil antibacterian și sunt recomandate la afecțiuni ca aerofagie, astm, tulburări nervoase, boli ale căilor urinare, retenții de apă, boli de inimă, dureri menstruale, insomnie și balonări. Mărarul este una dintre plantele de la care putem consuma tot, frunzele, semințele și tulpina, fiind una dintre cele mai aromate mirodenii folosite în zona mediteraneană de mai bine de 1500 de ani. Preparatele obținute din mărar, de la infuzii și până la tincturi sau uleiuri esențiale, au proprietăți terapeutice pentru un număr impresionant de boli. Mărarul conține ulei volatil, variază între 2,4 și 4% în frunze și în ramurile tinere și 3-6% în semințe. Mai conține calciu, potasiu, sulf, fier, magneziu și sodiu, vitaminele A, B și C. Uleiul volatil din mărar conține între 40 și 60% carvonă, un antioxidant puternic, specific mărarului, dafinului și chimenului, substanță cu un intens efect anticancerigen. Mărarul este o plantă aromatică cu origini vechi, cultivarea ei datând din vremea romană. Tulpinile și frunzele de mărar, chiar și semințele, au fost folosite ca monedă pentru a plăti în trecut zeciuiala iudaică, un sistem de taxe specific. Mai târziu, în Evul Mediu, mărarul era cultivat în jurul caselor pentru a alunga vrăjile rele și efectele magiei negre. În vremuri îndepărtate, călugării tibetani recomandau ceaiul de mărar în tratamentul tuturor bolilor. Pentru a păstra proprietățile terapeutice nealterate ale plantei, tibetanii conservau cu mare atenție buchețele de mărar care se uscau în locuri aerisite, lipsite de umezeală. În semn de respect, tibetanii își tratau musafirii cu infuzie de mărar. În zilele noastre, mărarul este folosit ca un condiment în pregătirea supelor, salatelor, murăturilor și altor mâncăruri specifice. Potrivit testelor de laborator, această verdeață este un tonic de excepție pentru afecțiuni fizice și psihice. Consumat crud, mărarul combate depresia și redă entuziasmul de a trăi. Datorită cantităților considerabile de vitamine și de minerale, precum potasiu, magneziu și calciu, un consum frecvent de frunze și de semințe de mărar echilibrează funcțiile organismului și întărește sistemul imunitar. Uleiul esențial, eugenolul, extras din mărar, a fost utilizat în scop terapeutic, ca anestezic local și antiseptic. Eugenolul, de asemenea, a fost aprobat ca și ulei ce ajută la reducerea nivelului de zahăr din sânge la diabetici. Uleiul extras din semințele de mărar are proprietăți antispasmodice, carminative, digestive, dezinfectante, galactogene, adică ajută la secreția de lapte matern, dar și proprietăți sedative. De asemenea, este bogat în multe vitamine vitale, inclusiv acid folic, riboflavină, niacină, vitamina A, beta-caroten, vitamina C, care sunt esențiale pentru un metabolism optim. Vitamina A și beta-carotenul
Sunt flavonoizi naturali cu efect antioxidant, 100 de grame de crenguțe de mărar, asigurând 257% din doza zilnică recomandată. Mărarul proaspăt este o sursă excelentă de vitamine antioxidante, cum ar fi vitamina C, 100 de grame conținând aproximativ 140% din doza zilnică de vitamina C. Această vitamină ajută corpul să dezvolte rezistență împotriva agenților patogeni și curăță organismul de substanțele dăunătoare, adică de radicalii liberi. Mărarul este o sursă bună și de minerale, precum cupru, potasiu, calciu, mangan, fier și magneziu. Cuprul este un cofactor pentru multe enzime vitale, inclusiv citocrom C-oxidază și superoxid dismutază, alte minerale care funcționează ca și cofactori pentru această enzimă sunt manganul și zincul. Zincul este un cofactor în multe enzime care reglează creșterea și dezvoltarea, producerea spermei, digestia și sinteza acidului nucleic. Potasiul este o componentă importantă care reglează nivelul de apă din celulele corpului, care ajută inima și controlează tensiunea arterială. Mărarul este considerat unul dintre cele mai valoroase alimente și cu toate acestea, 100 de grame de mărar conține doar 43 de calorii, însă cantitatea de fitonutrienți este cea mai ridicată dintre toate alimentele, fie că este vorba despre nuci, leguminoase, cereale sau carne. 100 de grame de mărar conține 37,5% din doza zilnică recomandată de folați sau vitamina B11, 14% din vitamina B6, 23% din riboflavină sau vitamina B2, 140% din doza zilnică recomandată de vitamina C, 257% spuneam din doza zilnică recomandată de vitamina A, 21% din calciu, 82% din fier, 55% din mangan. Înainte de a vedea ce beneficii are această plantă verde și puternic aromată, vă spun cum se poate cultiva ea. Mărarul poate fi semănat în grădină, începând cu luna martie până în luna iulie. Plantele, după răsărire, trebuie rărite, în așa fel încât să rămână o distanță de circa 20 de centimetri între acestea, dacă sunt cultivate în aer liber. În ghiveci nu este necesară operația, viața plantei fiind scurtă de circa 6-10 luni. Mărarul trebuie cultivat în locurile cu bună expunere la soare. Are nevoie de un teren de textură medie, bogat în humus, bine drenat și menținut permanent umed, dar fără stagnări de apă. Frunzele pot fi recoltate și după 6-8 săptămâni de la semănat, când planta ajunge la o înălțime de 20 de centimetri, și se pot utiliza proaspete, uscate sau congelate pentru aromarea mâncărurilor de pește, carne, salată. Dar semințele, care de fapt sunt fructe, sunt cel mai intens aromate. Spre sfârșitul verii, când semințele nu au încă o culoare roșiatică, fiind încă imature, se taie inflorescența și se lasă la soare la uscat, după care se păstrează în borcane închise ermetic. Lumina este esențială pentru mărar, influențând direct cantitatea de uleiuri aromate din plantă. Mărarul se recoltează după ce plantele au 10-15 cm înălțime. Mărarul se poate cultiva și în ghiveci, acesta putând fi semănat din ianuarie încolo. Puneți în ghiveci câteva semințe, acoperiți-le cu un strat subțire de compost și udați-le cu apă călduță. Se acoperă ghiveciul cu folie de plastic și se pune la lumină. Folia se îndepărtează când au apărut primele frunzulițe. Când plantele ating 10 cm, se răresc, oprindu-se doar cele mai viguroase.
Dacă nu vă faceți propria cultură, mărarul proaspăt, precum și semințele de mărar, sunt disponibile în toate piețele pe tot parcursul anului. Ori de câte ori este posibil, cumpărați crenguțe proaspete, maturizate, deoarece acestea sunt superioare ca aromă și bogate în multe vitamine vitale și antioxidanți. Mărarul proaspăt trebuie să aibă crenguțe ferme, de culoare verde închis, și tulpinii dure și sănătoase. După achiziționare, depozitați mărarul în frigider, într-un pahar cu apă și acoperit cu un prosop de hârtie umed. Păstrat așa, mărarul își menține fermitatea chiar și 3-4 zile. Semințele de mărar sunt de asemenea disponibile în piețe. Le puteți folosi ca și condiment. În magazin cumpărați semințe de mărar întregi, nu pudră, deoarece, de multe ori, această pudră poate conține și alte pulberi picante. Semințele pot fi păstrate în loc răcoros, uscat, întunecat, în recipiente închise ermetic, pentru mai multe luni și pot fi măcinate cu ajutorul unui blender atunci când este necesar. Iată acum câteva beneficii ale consumului de mărar. Vă scapă de surplusul de kilograme. Mărarul este recomandat în regimurile pentru slăbit, deoarece are calitatea de a platiza abdomenul. Proprietățile sale diuretice împiedică retenția de lichide din organism și acționează asupra depunerilor în zonele celulitice. Frunzele de mărar pot fi consumate pentru a preveni sau a trata infecțiile externe și interne cauzate de bacterii, paraziți. Stimulează activitatea rinichilor. 4 linguri de suc proaspăt de mărar pe zi, luate timp de 2 săptămâni, previne și combate calculii, cistitele și infecțiile renale. Întărește oasele. Semințele de mărar au cea mai mare concentrație de calciu din tot regnul vegetal. O linguriță cu semințe conține mai mult calciu decât o cană cu lapte. Calciul este necesar în special pentru prevenirea osteoporozei. Calmează durerile abdominale. Mărarul, în general, acționează foarte eficient, stimulând toate funcțiile intestinale și are un puternic efect antispastic. Calmează durerile abdominale, limitează acumularea de gaze și scutește nou-născutul de colici. Este un leac sigur, spuneam, pentru balonări. Mărarul este un leac de mare ajutor în combaterea balonărilor, a colicilor intestinale și a multor tulburări digestive. Este benefic sistemului nervos. Mărarul mai este un puternic tonic fizic și psihic, combate depresia și readuce bucuria de a trăi. Împrospătează respirația. Mestecați frunze și semințe de mărar dacă vreți o respirație proaspătă. În plus, semințele au capacitatea să calmeze durerile ușoare de dinți. Calmează tusea. În tusea rebelă, sucul de mărar face minuni. În astfel de situații, se folosește o legătură mai mare de mărar care se stoarce în blender. În sucul obținut, se adaugă 15 linguri de apă plată și se lasă la macerat măcar o oră. Sucul se strecoară și în cantitatea obținută se adaugă tot atâtea linguri de suc de mere sau de morcov. Se îngurgitează numai câte 3 linguri la un interval de 4 ore. Uleiul volatil esențial, extras din mărar, are și efect calmant asupra organismului agitat, relaxând mușchii, ameliorând durerile de cap, alungând insomnia și îmbunătățind somnul. Mărarul este des folosit și pentru a trata și a menține ciclul menstrual, deoarece îmbunătățește procesul de secreție a anumitor hormoni. Ușurează respirația și crizele de sughiț. Pentru persoanele care se confruntă frecvent cu crize de sughiț, infuzia de mărar este un calmant sigur, deoarece reglează respirația. Și pentru asmatici, și pentru persoanele care au afecțiuni respiratorii, o cură cu infuzie de mărar este de mare ajutor,
deoarece ușurează respirația. Trebuie menționat și faptul că semințele și frunzele de mărar, mestecate, ajută la tratarea multor afecțiuni gingivale și sunt recomandate în igiena orală adecvată, deoarece dezinfectează și distrug bacteriile de pe gingii și dinți. În aceeași măsură, reîmprospătează, spuneam, mirosul respirației gurii și înlătură efectele multor probleme respiratorii. Lipsa poftei de mâncare, insomniile și tulburările nervoase minore se rezolvă tot cu ajutorul mărarului. Și în impotență, tratamentul cu infuzii și cu ulei volatil de mărar, bogat în calciu, sulf, potasiu, fier, magneziu și sodiu, a dat rezultate foarte bune. De asemenea, această plantă, care este la îndemâna oricui, este utilă și suferinților de hemoroizi. Mărarul crud este eficient și în cazul femeilor care alăptează, pentru că stimulează secreția de lapte. Uleiul esențial de mărar poate opri sfărăitul. Este de ajuns să picurați câteva picături de ulei pe un prosop așezat pe pernă. Frunzele de mărar și semințele conțin mici cantități de estrogen, hormonul feminin responsabil de creșterea naturală a sânilor și de întreținerea supleții pielii. Așadar, mărarul ne ajută să avem sânii mai fermi. Specialiștii au observat că o cură cu pulbere de mărar sau cu tinctură obținută din semințe, un interval de 20 de zile, favorizează creșterea sânilor pe care îi modelează și le accentuează fermitatea. Frunzele de mărar încetinesc procesul de îmbătrânire. Efectele terapeutice ale mărarului nu se opresc aici. Frunzele plantei sunt apreciate în numeroase țări europene ca un elixir al frumuseții, deoarece o cură lunară cu infuzie timp de 10 zile încetinește procesul de îmbătrânire. Iată la final și câteva rețete naturale pe bază de mărar. Infuzia de mărar, folosită pentru digestie, insomnie și anxietate. Fierbeți o crenguță de mărar într-o ceașcă de apă și lăsați la infuzat câteva minute. Infuzia trebuie băută caldă. Apa de mărar. Adăugați o linguriță de semințe de mărar măcinate într-o ceașcă cu apă fierbinte și lăsați să infuzeze câteva ore. Filtrați și îndulciți cu miere. Pentru copii, reduceți cantitatea de semințe la jumătate. Pulbere de mărar. Se obține prin măcinarea semințelor și a inflorescențelor uscate cu ajutorul unei râșnițe. Se poate lua de 2 ori pe zi câte o linguriță, însă, înainte de a fi înghițită, se ține timp de 10-15 minute sub limbă. Tratamentul durează 21 de zile. Tinctură de mărar. În 100 de ml de alcool de 50 de grade, se adaugă 3-4 lingurițe de pulbere de mărar. Se lasă la macerat timp de 8 zile, după care se filtrează. Tratamentul durează 21 de zile, luat de 3 ori pe zi, câte o linguriță de tinctură dizolvată în 100 de ml de apă, înainte de mese. Ceai de mărar. Se prepară o infuzie din 2 lingurițe de semințe de mărar la 250 de ml de apă. Este un elixir foarte bun pentru slăbit, spuneam mai devreme. Vin de mărar. Pentru combaterea asteniei, se prepară un amestec de 20 de linguri de mărar și 1 litru de vin roșu. Se lasă o săptămână la macerat, se filtrează și se consumă câte 50 de mililitri după fiecare masă. Bolile digestive și cele de natură hormonală pot fi ameliorate cu vinul terapeutic de mărar, deoarece licoarea reglează echilibrul hormonal, mai ales în cazul persoanelor cu probleme de acest fel. Iată în continuare și o altă rețetă pentru a obține vinul de mărar.
Aveți nevoie de 25 de linguri de mărar uscat, 1 litru de vin curat de la producătorii de țară și 6 linguri de miere polifloră. Mărarul mărunțit se pune într-un borcan, iar deasupra se adaugă vinul și mierea. Ingredientele se lasă la macerat timp de o săptămână, după care vinul se strecoară și se păstrează la rece, într-o sticlă de culoare închisă, astupată cu un dop curat de plută. Înaintea meselor principale, cu un sfert de oră, se administrează câte un păhărel de 50 de mililitri din licoarea binefăcătoare, până la vindecare. La final vă mai spun că există și câteva efecte secundare în ceea ce privește consumul sau folosirea mărarului. Mărarul este interzis să fie consumat de către femeile însărcinate, deoarece acesta mărește secreția de hormoni specifici care la rândul lor pornesc procesul de menstruație, un simptom asociat în multe statistici medicale cu pierderea de sarcină. Și, deși este cunoscut faptul că mărarul este recomandat pentru femeile care alăptează, vă mai spun că există totuși o reticență cu privire la acest lucru. De asemenea, mărarul trebuie administrat cu precauție copiilor, fiind interzis copiilor sub 2 ani. În utilizarea de lungă durată, mărarul poate deveni neurotoxic. Cu aceste sfaturi mă opresc aici, nu înainte de a vă mulțumi pentru că ați fost alături de mine și astăzi. Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă aștept cu drag și data viitoare. Până atunci, vă doresc multă sănătate. Pe curând!